O femeie din Brașov a ajuns astăzi la spital după ce a fost implicată într-un accident rutier. Un bărbat de 70 de ani, care conducea un autovehicul pe strada Piața Teatrului, a surprins și accidentat o femeie de 67 de ani, angajată în traversarea străzii. Victima a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Până la momentul sosirii echipajului de intervenție, o asistentă de la SMURD aflată întâmplător în zonă a intervenit imediat. O colegă de-a noastră care se afla în timpul liber prin zona respectivă a avut prezență de spirit și a intervenit pentru acordarea asistenței medicale până la sosirea echipajului de ambulanță la fața locului. A evaluat persoana din punct de vedere medical, i-a acordat primul ajutor. Aceasta era conștientă, nu a suferit răni grave, prezenta escoriații la nivelul membrelor și o contuzie la umăr. Șeful de la Protecția Consumatorilor din Brașov, Sorin Susanu, i-a acordat și el victimei primul ajutor. Mașina pe care Susanu o conducea s-a aflat chiar în spatele celei a cărui șofer a provocat accidentul. Cred că oricare dintre noi trebuie să intervenim atunci când putem ajuta un semn și sper din tot sufletul ca doamna să fie bine și să-și revină cât mai repede în urma acestui accident. Cât s-a putut am intervenit fiecare dintre noi de aici în prim plan, doctorii își vor face treaba cu siguranță. Polițiștii fac cercetări în acest caz pentru stabilirea condițiilor în care a avut loc accidentul.